transfer pentru ce a însemnat transpunerea de directive și transparență. Sper ca lucrurile să meargă în acest spirit în continuare. Cam atât pentru moment. Mai vedeam vă răspund întrebările. Mulțumesc mult! Mulțumim și noi. O să o fac pe doamna Carmen Elian, din partea Ministerului pentru Societate Informațională. Să spun ultimele noutăți referitoare la transpunerea directivei. Thank you.